cu Cangal când? Așa sună multe din comentariile care apar aici, pe social media. Uite, de acum începem cu Cangalul. El e Ezel, un mascul în vârstă de, vă las pe voi să ghiciți, că e mare, e chiar mare, dar vă las pe voi să ghiciți vârsta. Sunt curios cum va reacționa dresaj. Momentan îmi arată că e dornic de interacțiune, având în vedere că abia aseară a venit, aseară ne-am cunoscut, am interacționat puțin și cam atât. Astăzi, tovarășul Ezel, dornic de lucru, simpatic, frumos foc. Trebuie să ținem cont de faptul că e un ciobănesc de oi, de pază, de stână. Nu o să fie foarte dornic să muncească, să lucreze, nu va fi ca un ciobănesc german, un malinois, un rottweiler, un ciobănesc olandez, egal, nu este o rasă de câini de lucru. Comenzile le va executa cel puțin Ezel în stil ardelenește, încet, cu treabă bună, că nu ne grăbește nimeni, dar sunt tare, tare curios cum va reacționa, având în vedere vârsta propice la care a venit. Ezel, haide, bravo! Ursul nostru, sau câinele care ne poate păzi de urș, aici e Ezel, bandit, golan, frumos, abia aștept să lucrez cu el. Câți dintre voi aveți Cangal? Aștept răspuns în comentarii. Hai, ursane, hai! Hai, ursane, hai! Oba! Hai să vedem cât ești de mare! Aproape cât mine. Într-o lună jumate, două, mă ajunge. Ezel! Sincer, sunt entuziasmat de prezența lui Ezel aici. N-am mai lucrat de anul trecut cu un Cangal. Anul trecut am lucrat cu un Cangal Malakli. Acum avem de-a face cu banditul ăsta, Cangal normal. Știți, era o emisiune la televizor. Țineți aproape! Cam așa, urmăriți evoluția lui Ezel.